Basketbaliștii de la CSU Oase Soft n-au îndeplinit visul suporterilor, acela de a readuce după 2 ani cupa la Ploiești. Burlacul și coechipierii au pierdut în fața steliștilor 60-75 în semifinala Cupei României de la Târgu Mureș. Arnautovici dă vina pe lipsa de experiență, dar și pe faptul că, fiind un meci important, jucătorii străini s-au speriat și au jucat slab. Extrema Siarton nu se aștepta să piardă, mai ales că au început bine, dar au terminat prost. Albalbaștrii au devenit victime a treia oară consecutiv după meciurile cu Pitești și Mediaș. Ei spun că meciul de astăzi nu interesează și se vor concentra la play-off, unde au de apărat blazonul celor 7 titluri consecutive. Bătălia pentru cupă se va disputa între Mediaș și Steaua, iar Oase Softul și BC Mureș vor juca pentru un loc pe podium.